dimineața din nou. Încheiem luna octombrie cu vreme bună și frumoasă. Se pare că am scăpat de frigul supărător de la începutul săptămânii. Azi temperaturile vor continua să urce, iar maxima zilei va ajunge până la 16 grade. Vântul va sufla în general cu minte, dar în Moldova și Dobrogea va prezenta intensificări. Ceața nu va lipsi din sudul țării, atât dimineața cât și noaptea. Vorbim acum despre partea de nord-vest a țării, despre zona Maramureșului, unde vremea se menține frumoasă și blândă. Astăzi am scăpat de precipitații, iar maxima zilei va ajunge până la 10-11 grade. Situația e asemănătoare și în Crișana, vom fi răsfățați de razele soarelui, devine din ce în ce mai generos. După cum vedem, cer variabil spre senin cu 12 grade, atât în Oradea cât și în Arad. În sfârșit am scăpat de ploi, de vânt, de ceață, de toate fenomenele mai puțin frumoase din Banat. Astăzi vremea va fi foarte, foarte bună, cu maxime cuprinse între 12 și 13 grade. Astăzi ne vom bucura de cele mai ridicate temperaturi de la noi din țară, în teritoriul Olteniei. Vremea va fi foarte, foarte bună astăzi, iar în special în nord vom avea maxime ce vor ajunge până la 16 grade. Haideți să vedem cum va fi vremea în Transilvania. Zilele trecute anunțam precipitații, vânt, ceață. Ei bine, după cum vedem pe hartă și după spusele meteorologilor, și aici vremea va fi foarte frumoasă. Avem 10 grade în Miercurea Ciuc, 12 în Târgu Mureș, o temperatură bună de 13 grade, atât în Alba Iulia cât și în Deva. În Moldova, vremea se menține în continuare mai rece decât în restul țării, în special în nordul teritoriului. Avem în Suceava o temperatură maximă ce va ajunge până la 7 grade, 8 grade în Botoșani, sau un pic mai bine în sudul teritoriului, atât în Focșani cât și în Galați, cu 12-13 grade. Haideți să vedem dacă va mai ploua în Dobrogea. După cum vedem pe hartă, vremea așa a revenit și aici în sfârșit. Vântul va mai continua să bată un pic mai puternic pe litoral și de asemenea sunt șanse de ceață. Însă, după cum vedem, vreme uscată astăzi cu maxime cuprinse între 11 și 13 grade. Să vedem dacă vom fi norocoși pe teritoriul Munteniei. Ei bine, da, după cum vedem și aici, soarele redevine generos. Avem un cer variabil spre senin pe tot parcursul zilei, cu următoarele temperaturi, 15 grade, atât în Târgoviște cât și în Pitești, 14 grade în Giurgiu. În capitale de dimineață se înregistrau 7-8 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 13 grade. După cum vă spuneam de la începutul săptămânii de astăzi, vremea redevine frumoasă. Cam atât despre starea vremii. Eu vă doresc un final de săptămână excelent!